Stimați cetățeni, stimați reprezentanți ai presei, astăzi Curtea Constituțională s-a pronunțat cu privire la o sesizare formulată de doi deputați din Parlamentul Republicii Moldova. Autorii sesizării contestă legea numărul 230 din 16 decembrie 2020, care abrogă legea numărul 235, fracție 2016. Legea numărul 235 reglementa condițiile emisiunii obligațiunilor de stat în vederea executării garanțiilor de stat acordate Băncii Naționale a Moldovei de către Ministerul Finanțelor pentru garantarea creditelor de urgență pentru Banca de Economii, Banca Socială și Unibank. Curtea a verificat legea contestată din perspectiva valorilor statului de drept, separației și colaborării puterilor în stat, precum și prin prisma respectării articolului 131, aliniat 4 din Constituție. Pentru a stabili dacă la adoptarea legii contestate, Parlamentul a respectat procedurile prevăzute de articolul 131, aliniat 4 din Constituție, Curtea a analizat îndeplinirea următoarelor condiții. 1. Dacă propunerea legislativă sau amendamentul a avut sau nu ca efect majorarea sau reducerea veniturilor bugetare sau a împrumuturilor, precum și majorarea sau reducerea cheltuielilor bugetare, și 2. Dacă propunerea legislativă sau amendamentul adoptat de către Parlament a fost acceptat în prealabil de către Guvern printr-un aviz. Cu privire la respectarea primei condiții, Curtea a observat că impactul bugetar al legii numărul 230 din 16 decembrie 2020 este evident, deoarece se abrogă legea numărul 235 din 3 octombrie 2016, care a reglementat condițiile de emisiune a obligațiunilor de stat purtătoare de dobânzi și pe care emitentul, Ministerul Finanțelor, urma să le răscumpere la scadență. Este necesar de menționat că emisiunea obligațiunilor de stat în virtutea legii numărul 419 din 22 decembrie 2006 este generatoare de datorie de stat. De asemenea, examinând amendamentul unui deputat în Parlament la proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2021, privind suspendarea în anul 2021 a plăților față de Banca Națională pentru obligațiunile de stat emise în baza legii numărul 235, fracție 2016, Guvernul a respins amendamentul respectiv, deoarece suspendarea plăților pentru obligațiunile de stat emise anterior ar putea conduce la decapitalizarea Băncii Naționale a Moldovei. Prin urmare, bugetul de stat va suporta cheltuieli suplimentare pentru acoperirea valorilor mobiliare de stat emise pentru majorarea capitalului statutar al Băncii Naționale a Moldovei. Prin urmare, Curtea a conchis că legea numărul 230 din 16 decembrie 2020 are un impact bugetar în sensul articolului 131, aliniat 4 din Constituție. Cu privire la respectarea celei de-a doua condiții, Curtea a reținut că articolul 131, aliniat 4 din Constituție, stabilește o dependență decizională directă a Parlamentului față de Guvern. Trebuie să existe acceptul prealabil al Guvernului în privința amendamentelor sau a propunerilor legislative care implică majorarea sau reducerea cheltuielilor, a veniturilor sau a împrumuturilor.
Legislativul nu poate deroga de la această condiție. Acceptul guvernului trebuie să preceadă adoptarea proiectelor de legi cu impact bugetar în lectura finală. Nerespectarea condiției reprezintă o încălcare a procedurii stabilite de Constituție în materie de legiferare în domeniul bugetar. În jurisprudența sa, Curtea a constatat că adoptarea unei legi cu impact bugetar în lipsa avizului guvernului conduce la încălcarea procedurii prevăzute de articolul 131, aliniat 4 și articolul 6 din Constituție. În cazul unui proiect de lege care are impact bugetar, Parlamentul trebuie să solicite avizul guvernului privind proiectul în discuție, iar guvernul este obligat să avizeze proiectul trimis de Parlament. Cu privire la legea contestată, la secțiunea rezervată a avizului guvernului, de pe pagina Parlamentului, nu este anexat un asemenea aviz. Mai mult, în punctul de vedere expediat curții, precum și în ședința publică, Guvernul Republicii Moldova a confirmat că nu a avizat proiectul de lege și a afirmat că Parlamentul nu a respectat articolul 131, aliniat 4 din Constituție, la adoptarea legii contestate. Curtea a constatat că Parlamentul a adoptat legea numărul 230 din 16 decembrie 2020 în lipsa avizului prealabil al Guvernului, cu încălcarea dispozițiilor articolelor 1, aliniat 3, 6 și 131, aliniat 4 din Constituție. Din aceste considerente, Curtea a fost scutită să analizeze constituționalitatea legii contestate prin prisma altor articole din Constituție invocate de autorul sesizării. În concluzie, Curtea a declarat neconstituțională legea numărul 230 din 16 decembrie 2020. Vă mulțumesc pentru atenție!